Evenimentul se află la cea de-a 13-a ediție și este marcat prin momente cultural-artistice. În această sală este expoziție de tablouri, pictură, făcute și donate în același timp astăzi, de către un fiu al satului, o doamnă numită Vicol în trecut, acum n-aș putea să vă spun după căsătorie ce nume poartă. Deci satul sărbătorește azi a 13-a ediție, deci de când s-a înființat prima sărbătoare și, sigur, oamenii satului, ați văzut că s-a pregătit și un moment artistic. Simboluri ale Cerbeștiului, așa cum autoarea
le-a văzut, i-a purtat în imaginea ei și le-a simțit. Iulia, este povestea mea, a generației mele, a generației mele înainte, cum a spus doamna Jene, dar aia a fost povestea noastră atunci, pe care dânsa o scrie acum, nu cu creion, nu cu penelul, într-un stil propriu, fiecare este nemaipomenit, care ne încântă pe toți și ne emoționează. Povestea nu mai este, abia am început. Iulia a început, și va continua. Se va continua multe și multe vizite acum înainte. Faceți atâtea lucruri frumoase pentru comunitatea noastră și vă promitem solemn așa, dacă veți veni în locul nostru, veți avea tot ajutorul nostru, toată... Da. A drumului și cealaltă, altă grupă pe aici, când trece el printre noi, ne aruncăm în sală. Corect! Și așa am făcut și l-am căzut jos și a rămas în urmă și ne se pare... Vă mulțumim pentru tot ce oferiți Iurbeștiului, pentru surpriza expoziția care rămâne a comunității. Așteptăm să facem corespunzător. Și multă bucurie.